Centrul Militar Județean Maramureș a demarat în luna februarie procesul de recrutare, înscriere și selecție a tinerilor candidați de pe raza județului Maramureș care doresc să se înscrie în sistemul de învățământ militar pentru liceele militare, pentru școlile post-liceale și cele universitare. În anul de învățământ 2022-2023, Ministerul Apărării Naționale a pregătit următoarele locuri. Pentru Colegiile Național Militare, 600 de locuri. Pentru învățământul post-liceal, categoria maestri militari, avem 449 de locuri. Pentru categoria subofițeri avem 731 de locuri, iar pentru cea de ofițeri avem 243 de locuri. Înregistrarea în spațiul virtual privat devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale de către contribuabilii care desfășoară activități economice într-o formă de activitate autorizată, informează ANAF. Conform instituției, această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale. Fiscul recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în spațiul privat virtual până la data de 1 martie 2022 pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul spațiului privat virtual, cum ar fi pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală sau aplicarea unor amenzi. Într-un raport publicat de Asociația Human Catalyst demonstrează că în programele naționale, școlile cele mai dezavantajate sunt excluse de la șansa de a fi sprijinite cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a-și diminua decalajele. Pe baza datelor statistice oficiale, Asociația a realizat o nouă cercetare tip raport ce conține o ierarhie a celor mai dezavantajate 750 de școli din România în anul 2020. Printre acestea, 8 sunt din Maramureș, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, Școala Gimnazială Petre Dulfu Baia Mare, Școala Gimnazială Petofi Șandor Coltău, Școala Gimnazială Sălsig, Școala Gimnazială Florea Mureșanu Suciu de Sus, Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș Baia Mare, Școala Gimnazială Ardusat și Școala Gimnazială Vasile Alexandri Baia Mare. Raportul demonstrează că metodologia avută în vedere de Ministerul Educației pentru a selecta școlile în care se va investi prin Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar omite 112 dintre cele mai defavorizate școli din țară. Pe această listă regăsim Școala Gimnazială Sălsig. Raportul nou lansat relevă faptul că pe fondul politicilor publice defectuoase, polarizarea școlilor românești s-a adâncit în ultimii ani, concomitent cu o deplasare generală spre zona școlilor defavorizate.